Eu sunt inginer Silveanu, reprezentant vânzări la firma MAP, SRL. Firma MAP se ocupă cu comercializarea utilajelor agricole și tractoarelor. Suntem importator unic de tractoare SAME, Deutz și Lamborghini pe România. Și aici am făcut o expoziție cu câteva dintre utilajele noastre. Aici putem vedea un tractor Lamborghini de 54 de cai putere, deci R1-55. Este un tractor care se folosește pentru suprafețe mai mici de teren, până la 30-40 de hectare. Aici avem tractorul cel mai modern, seria 9, 6162 Sfar, care este un tractor cu power shift, așa, și care are calculator la bord și permite corelarea puterii tractorului în permanență cu forța de rezistență la înaintarea utilajului agricol, astfel ca consumul de combustibil să fie minim. Puterea lui este în jur de 160 de cai putere. În continuare se vede un încărcător telescopic multifarmer, ultima generație, care poate fi folosit și pe post de tractor. Deci în spatele lui, dacă mergem să vedem acolo, ia chiar să mergem să vedem acolo, el este prevăzut și cu ridicător hidraulic, așa, și cu priză de putere. Așa, uitați, avem ridicătorul hidraulic, așa, cu priză de putere, cu cuplă de tracțiune pentru remorci și pentru orice utilaj. Așa, el poate să ridice până la înălțimea de 10-11 metri și în construcții poate fi folosit. Materialul se desface, nu? Da, este telescopică. Am înțeles, se poate lungi brațul până la 11-12 metri. Așa, și observați că pentru ca să rămână în poziție orizontală balotul, cupa respectivă, așa, el are aici un cilindru hidraulic, uitați, care îl înclină. Deci înclină, deci dacă terenul este în pantă și tractorul se află în pantă, atunci înclinăm brațul astfel să fie în plan orizontal. Sarcina să fie orizontal, plan paralel cu solul, da? Așa, deci asta este foarte nimeni n-a mai făcut așa până acum. Deci super. Are și bară de tracțiune, tiranții deci, sunt din cauza acestuia, din cauza acestui piston, el reușește să se echilibreze, să fie în plan orizontal. Să fie, să mențină sarcina orizontală, perfect, indiferent de curba de nivel pe care se află pe pantă. Tractorul, tractorul ține să se răstoarne, aproape să se răstoarne, zic așa, în pantă, dar sarcina este orizontală. Da. Deci poate fi folosit și ca tractor în agricultură și face toate lucrările. De la arătură, grăpare, semănare, cultivator, combinator, ca să poată fi folosit în toate perioadele anului, nu numai când se încarcă sau se descarcă. Multifuncțional. Deci, multifuncțional, iată, după nevoi. Multifarmer, chiar un încărcător telescopic. Da. Așa, aici avem câteva tractoare Lamborghini. Unul de 75 de cai putere Chrono, unul de, ăsta de 102 cai putere, ăsta e model nou, ăsta de 105, așa, și unul de 270 de cai putere. Ăsta este power shift, iar celelalte două sunt tractoare mecanice cu manetă inversoare de viteză la cutia de viteze și fiecare are câte 15 viteze înainte, 15 viteze înapoi. Deci cutia aceea de viteză este așa gândită încât să ai exact, trepte. Da, cu cât viteza mai mică, forța crește, nu puterea crește. Deci, puterea motorului crește. Da, este... Mi-a spus de posibilitățile acestui tractor. Asta este un tractor electronic, așa, care merge și cu biodiesel, 100%. Deci, consumul lui de combustibil este foarte mic în comparație cu
celelalte tractoare de alte, de exemplu, față de cele americane. Americanii au combustibil foarte mult și nu s-au gândit și la cât consumă. Da. Însă noi așa ne-am gândit și avem consumul foarte mult. Aici, alături, astea verzi, sunt niște tractoare doiți. Deci vedem aici un tractor de 100 de cai putere. Ia să vedem. Da, asta e. Da. Așa. Deci asta este un tractor 2 spart, mecanic, de 100 de cai putere, așa, pentru agricultură. Este foarte fiabil, accesorizat, are aer condiționat, contra greutăți, în spate bară de tracțiune, tiranții sunt zincați. Asta este alăturea un tractor K610, are 121 de cai putere, este un tractor electronic, așa, cu power shift, cu o manetă, cu butoane, cu joystick, este, necesită o pregătire mai valoroasă, pentru tractoristii care conduc. Aici avem un tractor AgroTrac 620 de 163 de cai putere, e un tractor mecanic, are puntea din față și cutia de viteze de la tractorul de 180 de cai putere, e foarte robust și fiabil. Ăsta ține, trage, vrei să-l strici și nu se strică. Este ușor de condus, nu, dar vă spun că ușor de condus. Așa. Aici avem un tractor electronic. Ia să văd. X720 are 275 de cai putere, așa, și asta e ridicător pe față aici, deci se poate pune în fața lui și un utilaj. Ele pot fi prevăzute și cu priză de putere anterioară ca să monteze un utilaj, așa, o freză, o cositoare, o alt utilaj. Iar aici avem un tractor SAME, de 90 de cai putere, mai precis 88, este un tractor mecanic, este un model nou care a apărut acum, cu schimbător de viteze, 15 înainte, 15 înapoi. Avem și utilaje agricole pentru el, avem un plug reversibil cu 3 trupițe care este mai ușor un pic ca să-l poată duce el, știți? Mai ușor cu 50-70 de kilograme și se folosește în agricultură foarte ușor, dar noi avem tot pachetul. Deci avem Banca Intesa San Paolo care ne finanțează și proiecte și toți clienții, deci acordăm credite promoționale cu dobândă 2% pe perioadă de 3 ani de zile, cu două rate sezoniere pe an. Așa. Mai avem pentru tractoare încă o ofertă cu leasing 5 ani de zile, cu plata în două rate și cu avans 0%. Și la combine la fel. Avem și silozuri, deci putem face proiecte de silozuri, și asigurări, avem toată deci gama. Deci lucrați, să spunem, integrat, așa, cu banca, cu tot ce trebuie. Avem tot pachetul. Omul, când vine, îi oferiți toate facilitățile, ca el să poată să intre în posesia acestor utilaje performante. Avem și GBM-ul ăsta care face proiectele FADR. Deci clientul prezintă documentele, îi face proiectul, îl finanțăm, îl... Haideți să vă spun că plecând de la realizarea mea cu videomanualul pe care dumneavoastră le-am arătat, videomanual matematic din așa, de apicultură, am discutat cu domnul director de aici, domnul Antonio, parcă se numește Fasile, așa, și i-am sugerat ideea de a realiza un DVD cu modul în care se comportă aceste utilaje în sarcină, în activitate. Da. În felul ăsta, când prezentați
oamenilor acum, aceștia care vin acum, le dă și un DVD acasă. Da, el când are timp, se uită și vede ce performanțe realizează acest tractor. Da, în afară de faptul că dumneavoastră îi spuneți toate acestea, are de cartea tehnică, are tot ce trebuie, să-l vadă și în sarcină. Da. Ei, acest lucru creează o altă stare de spirit, să zic, de percepție a valorii acestor utilaje. Da. Și mi-a spus că, sigur, o să fac așa ceva, pentru că pare o idee destul de interesantă. Da. Pentru că una este partea printată, nu? Când îi spui, dai un pliant, da. Și alta este partea asta video, când el vede cum se comportă, de parcă ar fi chiar el la comanda acolo, știți? Da. Cum am arătat video manualele de agricultură. Dumneavoastră ați văzut filmele cele pe care le-am realizat eu, plecând de la ideea mea, am sugerat să treaba asta. Da. Și poate, nu știu, în viitor vom găsi și chiar punți de colaborare. Nu știm cum, ce poate să se întâmple. Vedem. Oricum, eu vă mulțumesc și acest filmuleț va fi la Prof Online, pus acolo și eu am un trafic foarte bun, de câteva milioane de accesări. Da, este un mijloc de a... Sigur, de a face cunoscută public, firma aceasta. Firma cu tot ce are. Dar noi avem toată gama de utilaje agricole. Aici nu mai tractoare, dar avem combinatoare, grape cu discuri, pluguri, semănători. Domnul Antonia mi-a propus să ajung la București și când facem un filmuleț pregătit altfel decât, să spunem acum, acesta care numai doar pentru atenționare. Da. Așa? Neapărat. Și să putem discuta mai multe despre acolo. Da. Pregătit totul ca să fie un film adevărat, ca dumneavoastră să puteți să vă promovați foarte bine. Mulțumesc frumos, domnule. Cu plăcere, sănătate și ne mai...